După o licitație greoaie, cu contestații după contestații, proceduri întârziate și în final 5 oferte concrete de la constructori, luni 10 martie reprezentanții firmei câștigătoare și cei ai primăriei municipiului Giurgiu au semnat ordinul de începere a lucrărilor. Adunați în fața intrării principale profesorii, o parte dintre elevi, constructorii, reprezentanții Pro Maiorescu și nu în ultimul rând edilii din cadrul primăriei, cu toții au asistat la slujba religioasă ce a marcat începerea lucrărilor la ultimul corp de clădire rămas neconsolidat și reabilitat. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. A urmat, așa cum era de așteptat, discursurile oficialităților și cele ale invitaților. Să sperăm că orice orgoliu și orice ispită nu-și mai au rostul. Sume financiare primăria a alocat în momentul în care a preluat acest liceu, deci din ianuarie 2013, prin hotărârea Consiliului Local s-au asigurat sumele necesare terminării acestui liceu. Au fost foarte multe ispite și întârzieri datorită contestărilor la licitație. Astăzi suntem în faza plăcută în care s-au terminat, s-au liniștit apele. Numele colegilor, cadre didactice, foștilor directori, profesori, tuturor celor care s-au implicat ca acest proiect să meargă mai departe și să se continue consolidarea acestei clădiri, vreau să vă transmit toate gândurile bune și speranța că ne vom revedea la începutul lunii septembrie. După două zile de bucurii, după ziua femeii, iar ieri 40 de mucenici ne-au adunat aici ca astăzi să deschidem acest șantier. Sunt alături de autoritățile locale, felicit autoritățile locale pentru implicare și urez succes constructorilor. Dincolo de autorități și de profesori, greul cade acum pe umerii constructorului, firma care a câștigat licitația fiind obligată să finalizeze lucrarea în 6 luni, urmând să primească bani de la primăria Giurgiu, cele 35 de miliarde de lei vechi, cu tot cu TVA, în termen de 4 ani. O clădire care, având în vedere vechimea de 145 de ani, se obligă la niște lucrări de consolidare destul de importante. Dacă vom reuși, și cu siguranță vom reuși, cu tot suportul pe care îl avem, să rămânem în grafic cu lucrările, vom reuși ca la finele acestei veri, începutul anului școlar 2014-2015, să dăm posibilitatea elevilor și cadrelor didactice să pășească din nou în aceste clădiri. După semnarea ordinului de începere, toți cei prezenți au intrat în corpul de clădire principal, acolo unde muncitorii începuseră deja treaba, pentru ca în septembrie să fie totul gata și să se poată tăia panglica inaugurală.